Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Sandu Scobioala și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Alertă epidemiologică în capitală. Din cauza numărului mare de infecții respiratorii și gripă, spitalele din municipiul Chișinău sunt arhipline. Ce măsuri întreprinde autoritățile? Aflați în jurnal. Moldovenii sunt codași la capitolul reciclarea deșeurilor. Vocea Basarabiei a întrebat locuitorii capitalei cât de responsabili sunt atunci când e vorba de protejarea mediului. Ce au răspuns aceștia? Vedeți la știri. Lupte grele se duc în Ucraina în a 320-a zi de război. Potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, în Bahmut și Soledar, rușii suferă pierderi semnificative. Virozele continuă să facă ravagii în Republica Moldova. În capitală, numărul persoanelor bolnave de gripă este în creștere și, prin urmare, municipiul Chișinău se află în alertă epidemiologică. Anunțul a fost făcut de șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială din cadrul primăriei Chișinău, Boris Gâlcă. Municipalitatea mai anunță că, pentru a face față situației, au fost mobilizate atât spitalele, cât și asociațiile medicale și centrele medicilor de familie. Totodată, potrivit lui Boris Gâlcă, cetățenii s-au mobilizat și peste 99% din numărul de doze de vaccinuri antigripale recepționate au fost deja administrate. Autoritățile municipale estimează că numărul cazurilor ar putea crește până la sfârșitul lunii ianuarie, iar ulterior virusul ar putea bate în retragere. Guvernul Japoniei oferă Republicii Moldova un nou ajutor financiar în domeniul sănătății. Este vorba de 10 milioane de dolari pentru măsuri urgente de răspuns ale Organizației Mondiale a Sănătății privind combaterea COVID-19 și alte boli infecțioase. Anunțul a fost făcut de Ambasada Japoniei la Chișinău. În acest sens, vor fi oferite dispozitive medicale, medicamente și echipamente individuale de protecție pentru persoanele strămutate în Ucraina și țările din vecinătate precum Republica Moldova, Polonia, România, Slovacia, Republica Cehă și Bulgaria. Mai exact, este vorba despre furnizarea de instalații pentru lanțul frigorific și alte dispozitive medicale, truse de testare, medicamente, dezinfectanți, precum și echipamente individuale de protecție COVID-19. Moldovenii nu au o cultură a sănătății și, prin urmare, aceștia se adresează la medic atunci când cancerul este la un nivel avansat și nu mai poate fi făcut nimic. Declarația aparține profesorului Emil Ceban, rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, și a fost făcută în cadrul emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei. Potrivit acestuia, doar 20-30% din populația Republicii Moldova poate fi considerată sănătoasă. Vin bolnavi pe ultima 100 de metri, vin bolnavi foarte gravi, vin bolnavi decompensați, vin bolnavi cu forme grave și forme avansate de cancer, de ce acum sistemul de sănătate nu poate face față. De ce s-a reanimat, s-a pornit niște lucruri, s-a început a aduce aparataj, dacă se aduce aparataj se investește, vin și metodii, vin și pacienții. Doctorul în științe medicale mărturisește că există mai mulți factori care determină neîncrederea oamenilor în sistemul de sănătate. Totuși, Emil Ceban îndeamnă toți oamenii să procure polița de asigurare medicală. Neglijența, neîncrederea, condițiile din spitale. Și sigur că sărăcia. Sărăcia. Deci, ca să ai o medicină decentă, ca să ai niște servicii calitativi, deci, cu păreri de rău, nu toate serviciile sunt acoperite 100% și la nivelul cel mai înalt de către stat, despre compania de asigurări. Și un om care se stimează pe dânsul, deci eu nu mai vorbesc că el trebuie să facă niște profilaxii, el trebuie să facă măcar o dată în an ultrasonografie. Potrivit Ministerului Sănătății, în Republica Moldova sunt înregistrați aproximativ 60.000 de bolnavi de cancer, dintre care peste 8.000 de cazuri prezintă tumori maligne. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o scurtă vizită privată în România. Oficialul a fost surprins pe aeroportul din Oradea, însă, în cadrul vacanței, aceasta a spus că a avut întrevederi cu primarul Florin Birta și Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Birta a ținut să-i mulțumească Maia Sandu pentru discuție care, potrivit lui, ne ajută să dezvoltăm noi relații, să schimbăm opinii, bune practici pentru a identifica soluții la problemele cu care se confruntă societatea europeană. El a mai notat că, în semn de respect față de moldoveni, municipiul Oradea și județul Bihor colaborează pentru construcția unui parc public în Băcioi, suburbia Chișinăului înfrățită cu Oradea.
Brazii folosiți de sărbători vor fi reciclați. Municipalitatea îndeamnă locuitorii capitalei să depoziteze brazii și molizii în apropierea platformelor de colectare a deșeurilor menajere, de unde ulterior vor fi colectați de serviciile specializate din cadrul primăriei pentru a fi transportați spre reciclare. Pomii vor fi transportați centralizat la platforma de deșeuri biodegradabile, unde vor fi tocați, iar rumegușul va fi utilizat pentru compost organic, util mai apoi pentru plante și pentru fertilizarea solului. Totodată, locuitorii capitalei sunt rugați să nu arunce brazii direct în containerele pentru deșeuri. Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare oferă Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru extinderea și modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor. Totuși, Moldova este codașă la capitolul colectarea deșeurilor, iar apa din majoritatea fântânilor nu corespunde standardelor și este nocivă pentru sănătatea oamenilor. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii de pe străzile capitalei dacă autoritățile locale creează condiții pentru ca cetățenii să poată sorta deșeurile. Din banii oferiți de Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare vor fi achiziționate utilaje pentru colectarea și transferul deșeurilor, cum ar fi containere pentru deșeuri și vehicule de colectare. Totodată, din această sumă va fi construită infrastructura de eliminare și tratare a deșeurilor solide, cum ar fi depozitele de deșeuri, instalațiile de sortare și tratare a materialelor. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți pe străzile Chișinăului dacă sunt pregătite autoritățile și cetățenii să facă o sortare eficientă. Plasticul și restul parte. Nu avem mai mult containere pentru preajmă. Dacă ar fi și altele, le-aș mai... poate metalul, poate sticla, poate hârtie. De cât timp le sortați? De când au venit ficme din străinătate și mă pune să le sortez, de vreo 3 ani. S-ar putea de reciclat, s-ar putea de obținut energie din deșeuri. Foarte mult se poate de făcut. Antreprenorii mai degrabă sunt interesați să obțină deșeurile de plastic sau ceva, dar autoritățile locale nu prea. De vreo jumătate de an. Plasticul separat, hârtie separat. E multă indiferență și poate sunt foarte mulți oameni, eu cred că sunt bolnavi de cancer numai din motivul ăsta. Pentru că e indiferență multă vis-a-vis de deșeuri, da, care se ard. Și, inclusiv și la gunoiești. Când și cum, fiindcă nu sunt create condiții peste tot ca să puteam sorta. La Republica Moldova, cum este rezolvată problema deșeurilor? Foarte rău, fiindcă de acum e vremea ca să construiască o întreprindere pentru aceste deșeuri, pentru a recicla, dar de a obține energie, cum la noi le duc acolo și lunii trei sau anii trei și acolo și zac și tot. Se duce toată otrava asta, chimia, în primul rând, se duce în pământ și noi ne poluăm și ne otrăvim singuri. Oamenii spun că, în primul rând, trebuie o educație a cetățenilor în ceea ce ține de sortarea deșeurilor. Totodată, ei mai cred că Republica Moldova este departe de a fi atinse standardele internaționale în domeniul sortării și valorificării deșeurilor. Nu, din păcate nu. De ce nu le sortați? Aș spune, o familie mare și... timp și spațiu avem nevoie să sortăm, dar nu e o scuză potrivită, doar e responsabilitate. Dar autoritățile locale creează condiții pentru sortarea deșeurilor? Poate și sunt, dar în preajma noastră nu este unde eu locuiesc. Nu autoritățile, eu cred că fiecare acasă trebuie să fac chestia asta și după aia o să pornească toată lumea. Pentru că totdeauna dăm vina pe autorități, da? De la noi cred că de acasă încep. Pentru plastic, da, la blocuri văd așa ceva, dar pentru, nu știu. Lângă, trebuie mai multe de pus pe lângă casă? Probabil da. E mai comod când arunci gunoiul să le sortezi cumva direct. Dacă mergi pe stradă așa și vezi pe jos, eu cred că mai depinde și de oameni. Oamenii cred că trebuie de lucrat. Dacă oamenii nu se educați, asta e. Nu, sunt locuri specializate unde sunt, unde pot să leși acești box pentru hârtie sau pentru plastic. Adică sunt, dar sunt foarte puține. Autoritățile locale creează condiții ca să oamenii să poată sorta aceste deșeuri? Poate și creează, dar nu atât de mult. Dar ce condiții ar trebui create?
Nu știu, cred că mai multe boxe trebuie să fie pentru asta. Invitata la emisiunea Puncte de Reflecție, ministra mediului Iordanca Rodica Iordanov a vorbit despre angajamentele pe domeniul protecției mediului în calitate de țară candidată la Uniunea Europeană. În primul rând, noi trebuie să facem față la asigurarea apei de calitate. Și aici vorbesc de calitatea 1 și 2, conform directivei cadru. În Republica Moldova noi avem puține ape care fac față la calitatea 2. Dar ce înseamnă puține ape care fac față? Puține, de exemplu, noi avem unele porțiuni a râului Nistru și unele porțiuni a râului Prut care se încadrează în limita de calitate numărul 2. Acordul pentru finanțarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor solide dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare a fost semnat miercuri 4 ianuarie. Prețul carburanților continuă să se majoreze. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile tarife pentru mâine, 10 ianuarie. Astfel, potrivit Andrei, conducătorii auto vor scoate mâine din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică A95, 23 de lei și 76 de bani, cu 10 bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 23 de lei și 66 de bani pentru un litru, cu un ban mai mult decât prețul actual. Începând de astăzi, toți elevii din Republica Moldova se întorc la școală. Cel de-al doilea semestru școlar va dura până pe 31 mai, cu excepția claselor terminale. Vacanța de iarnă a durat 16 zile și este cunoscută și ca a doua cea mai lungă vacanță din timpul anului școlar. Următoarea vacanță pentru elevi va dura 5 zile, aceasta va fi în perioada 8-12 martie. După această pauză, elevii se vor bucura de încă o vacanță cu prilejul sărbătorilor de Paști, care va dura 10 zile și va avea loc între 15 și 24 aprilie. Republica Moldova se regăsește în clasamentul statelor cu cel mai mare risc al sărăciei. Mai mult, potrivit sondajelor, fiecare al treilea cetățean se consideră a fi sărac. Cine sunt săracii și cine sunt bogații? Răspuns la această întrebare au dat oamenii capitalei. Cei care sunt la limita sărăciei sunt nevoiți să scoată la vânzare tot ce au agonisit de viață, de la pahare de cristal până la cărți în grafie chirilică. Tot sub privirea acestor oameni, pe cele mai importante artere ale capitalei circulă numeroase mașini de lux, unele dintre ele peste 100.000 de euro. Despre sărăcie și bogăție vedeți în cele ce urmează. Pus omul sărac, acela care cu inima plină, e că acela e sărac, sărmanul, n-are. El e cu inima plină, dar n-are cu ce trăie. Vrea să dea la test, dar n-are de unde. Cine sunt oamenii bogați? Parlamentul. Pe dânșii s-o cotim bogați, dar nu pe noi pensionieri, ori omul care lucrează cu 5.000 iau, dar inima lui e gheață. Oligarhi, ei sunt oameni bogați, dar noi suntem simpli, oameni sărași. Dar omul care muncește este un om sărac sau bogat? E sărac. De ce? Un bogat nu poate. Și care muncește așa, măcar el care fură și ăla se mai îmbogățește. Dacă muncești, întotdeauna să ai. Dacă nu muncești și faci copii și nu mă aștept stat să dai, nu faci nimic. Înseamnă că omul bogat este cel care... Care fiecare copii, fiecare bănuț îl prețuiește. El niciodată n-a să arunce în vânt banii, că a văzut ce zboară pe sus. Nu te ce zboară să mănâncă și te sinișcă tot așa. Nu știu, am văzut la diferite nunți, oamenii gospodari niciodată n-au schimb haine două ori sau trei ori la o nuntă. Dar cei care iau bani pe credit, aceia schimb și pe urmă Dumnezeu știe cum îți plătesc credit. Asta e. Dar cine este omul bogat și cine este omul sărac? Mai este Andrei. Mai e din Parlament. Dar omul sărac cine este? E ca noi ești care avem câte 1000 de lei pensia numai. Dar omul care muncește este un om sărac? Care muncește, nu-i sărac, el e normal, care muncește. Cel care muncește, este un om sărac? Nu. Poate sufletește, da, altfel. Dar sunt prea exagerate dorințele oamenilor? Poftim? Sunt prea exagerate dorințele oamenilor? Nu totdeauna, da. Suntem noi, în genere, am devenit sărași și sufletește și... Cel care merge cu mașină și nu se oprește lângă piață, cel are bani. El se duce în alte magazine, îl cumpere cu alte prețuri. Omul care mai... Nu are așa posibilități, intră la piață. În Republica Moldova sunt mai mulți oameni bogați sau săraci? Nu mai mulți, invers, săraci. Odată și biedna e, a bogată e sedeat v tom domie visocom. Cum domie? Care n-am rucăvădeat.
Un bogat vrea mai mult la viață, da, și al sărac, lui, el îi mulțumit de ce are. Omul care muncește este un om sărac sau bogat? Care muncește? Bogat. Da. Dumneavoastră vă considerați un bogat sau sărac? Bogat. De ce? Eu așa mă consider, dacă zic că sărac, am ca să rămân la nivelul ăsta de sărăcie. Gândește omul, așa este? Da, da, da. Te motivezi dacă zici că n-am, nici n-ai să mai ai, dar dacă zici că vreau, hai să ai de tăi. Continuăm cu informație de ultimă oră. Ministrul Marcel Spătar, ministrul Muncii și Protecției Sociale, și-a dat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut de prim-ministra Natalia Gavrilița într-un briefing de presă. Cu mai multe informații vom reveni în buletinul de la ora 18.30, prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Continuăm cu alte informații. A cunoscut calvarul deportărilor sovietice la vârsta de 6 ani. Despre drama existenței umane, despre despărțirea de casă, de plaiul natal, a scris în mai multe volume. Să fii trimis în pribegie doar cu ce apuci să pui pe tine și câteva lucruri mai de preț a fost un șoc căruia nu mulți i-au rezistat, susține Margareta Cemârtan, fostă deportată. Familia sa a fost dusă după un drum chinuitor cu trenul în cătunul Orlovska, în regiunea Curgan. Invitată la emisiunea Puncte de Reflecție, Margareta Cemârtan a povestit despre o copilărie în sărăcie, fără sărbători, dar cu rugăciuni zilnice. Eram atât de săraci că nu aveam cu ce. Eram bucuroși să avem măcar 3 cartofi pe zi, nu că să sărbătorim cu ceva. Băutură, ori pască, ori Crăciunei sau altceva. Dar în bordeiul nostru era ca și biserica. Ne rugam și bunica când se scula dimineață, când știe că e Crăciun, se scula mai dimineață, mai cu un zâmbet așa pe față și spunea, astăzi e Sfântul Crăciun, e ajun de Crăciun, hai să ne rugăm aparte alte rugăciuni. Regimul stalinist interzicea drastic activitățile religioase și cerea un proces de educare antireligioasă pentru a răspândi în continuare ateismul. Numai cu asta s-au ocupat educatorii. Că Dumnezeu nu este, ei au depistat că eu m-am rugat noaptea, așa îmi spune bunica când se nimerește la orfelinat, dacă este roge, să scăpi. Cineva totuși a depistat o colegă, o soră de suferință acolo, rusoaică, așa. Și a doua zi era alarmă pe tot orfelinatul. Că ia uite ce rușine, că eu cred în Dumnezeu, asta numai babile, numai proștii și așa mai departe. Unul dintre cele mai mari imperii din istorie, Rusia, a fost dintotdeauna un tiran. Margareta Cemârtan spune că nici până acum nu poate să înțeleagă motivul deportărilor care au lăsat în amintirile ei vremuri teribil de grele. Rusia nu poate să lucreze singur, să îmbogățească fără a acapara pământuri străine, să o ocupe, să o ucidă, de când e așa. Moartea lui Stalin a fost clipa eliberării, a fost sărbătoare. Copila de aproape 14 ani, care ajunsese între timp în orfelinat, a fost trimisă înapoi acasă. Învățătoarea a ieșit plângând de la dânsa de acolo, din birou, și ne spune nouă. Erau diferiți copii, vreo 20 de copii. Erau și ruși, moldoveni de noștri. Și a ieșit, spune, plângeți copiii că a murit tătuca nostru Stalin. Nu a plâns nimeni. Nici rușă. E plânge. Nici rușă. Noi sărem în sus, strigăm ura și chiuiem. La 80 de ani, după atâta chin și suferință, Margareta Cemârtan își dorește următoarele. Desigur că, în primul rând, pace. Pace. Cine poate să aducă pace? Tot poporul, chiar și poporul rus, să deschidă ochii și să vadă cine e dușmanul numărul 1, să-l elimine de la putere. Și atât e tot. Și atunci scapă și o să vadă că nu se poate de trăit așa cum s-a trăit 200 de ani, ori 100 de ani. Nu se poate de trăit așa. Trebuie omul să fie liber. Când omul este liber, atunci e bine și e pace și e progres în toate. Desfășurate în masă, deportările au constituit una dintre cele mai dureroase pagini din istoria românilor basarabeni. Au existat 3 valuri de deportări ale populației din Basarabia și Bucovina de Nord. Nu se cunoaște o cifră exactă a celor care au avut de suferit de pe urma acestui tip de represiune, estimările ridicându-se la câteva sute de mii de persoane deportate.
În a 320-a zi de război, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că la Bahmut și Soledar se duc lupte grele în continuare, însă rușii au înregistrat acolo pierderi semnificative. Este unul dintre cele mai sângeroase locuri din prima linie. În același timp, Ministerul Apărării din Belarus a anunțat că Rusia și Belarus vor organiza exerciții comune ale forțelor aeriene. Președintele ucrainean a afirmat că lumea a văzut cât de false sunt cuvintele Moscovei, făcând referire la armistițiul anunțat, dar nerespectat de ruși. Світ знов побачив цими днями, що Росія бреше, навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва, удари по Краматорську, по іншим містам Донбасу, саме по цивільним об'єктам, саме тоді, коли в Москві звітували про ніби мовчання армії. Чергові погрози російських посадовців в Європі і світу. І все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито перемір'я. Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією і політикою ніколи вже не спрацює. Ministerul rus al apărării a anunțat că peste 600 de militari ucraineni au fost nimiciți în urma unui atac cu rachete asupra unor puncte de dislocare temporară a forțelor armate ucrainene din Kramatorsk. Kievul nu a comentat deocamdată informația, cu toate că dimineața primarul Kramatorskului, Alexandru Goncearenko, a declarat că în urma atacurilor cu rachete lansate de armata rusă au fost avariate mai multe clădiri, însă victime nu au fost raportate. Та вибух і вибух. Вікна задребіжали, а потім їх вже серія була. Ну, один з них і був. Нема чого розказувати. Звичайний день. Rusia și Belarus și-au consolidat gruparea militară comună din Belarus cu arme, soldați și cu echipamente specializate și intenționează să organizeze exerciții aviatice comune. Глядя на российских военнослужащих, понимаю, что ребята где-то принимали участие, есть у них какой-то опыт, либо кто-то им передавал этот опыт, соответственно, они этот опыт передают нам. В свою очередь, мы тоже какими-то своими наработками пытаемся делиться, то есть вот это вот взаимодействие, именно разговорной речью. Ucraina a avertizat în mod repetat că președintele Vladimir Putin ar putea încerca să folosească Belarusul pentru a lansa o nouă invazie terestră a Ucrainei din nord, pas care ar deschide un nou front major în război. În ultimii 2 ani, companiile vinicole din Moldova au câștigat peste 4500 de medalii la concursurile internaționale. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea. Potrivit portalului Global Wine Medal Rating, 79 de vinificatori din Moldova au prezentat juriului internațional 1429 de vinuri, câștigând 4554 de medalii. Ministrul Agriculturii susține că datorită USAID, care susține industria vitivinicolă din Republica Moldova din 2005 și a contribuit la sporirea calității vinurilor moldovenești, au crescut exporturile pe piețele internaționale. Totuși, România rămâne cel mai mare importator al producției moldovenești. Dar cel mai mare cumpărător a produselor din Republica Moldova este România. Anul ăsta aproape 1 miliard. Din locul în care stăm noi cu noastră, 100 de kilometri pe linie dreaptă. Pentru că avem aceleași calități gustative. Pentru că suntem un popor, un neam. Cum poți să merge, că eu când merg acolo, spun, mergem să facem publicitate românilor în România, ca tare. Înțelegeți? A doilea, iarăși, este foarte apropiat de noi. E peste o țară, adică peste două țări, peste România și peste Bulgaria, este Turcia. Se apropie la 900 de milioane de dolari, cifra de afaceri, cifra de export a Republicii Moldova spre Turcia. Avem foarte multe țări cu potențial de a crește. Noi nu avem atâta marfă, pentru că dacă noi să luăm condițiile de Uniunea Europeană, noi avem calitatea produselor. Sincer, noi avem. Seria de embargouri impuse de Federația Rusă vinurilor produse în Republica Moldova îi face pe vinificatori să caute noi piețe de desfacere și să cucerească simpatia consumatorilor din vest. Specialiștii vorbesc de un succes real cu vinuri cu adevărat speciale care concurează demn cu faimoasele branduri europene. Mihail Măciucă este oenolog cu experiență vastă în această industrie. În cadrul emisiunii Puncte de Reflexie a vorbit despre accesul la piața internațională, dar și ce însușiri are un vin pur autohton.
Mihail Mnăciucă este oenolog cu staciu de viață. Deși în 40 de ani de activitate a învățat procesul viței de vie în toate nuanțele sale, continuă să analizeze factorii care contribuie ca licoarea să satisfacă cele mai înalte exigențe. În 2019 și-a lansat propria afacere, iar vinul de autor abia acum se bucură de aprecierea consumatorilor. Prima producție care am produs a fost anul 2019, și fiind un produs nou lansat pe piață, după asta a venit pandemia și am pornit cu restoranele, s-au închis restoranele, s-a stopat practic și nu aveam posibilitate pentru a promova un vin. Este prea puțin să vorbești la televizor, până consumatorul nu gustă, nu are posibilitate să cunoască produsul. Sunt foarte mulți producători și a fost o perioadă când 2019-2022, numai anul acesta, s-a deschis cumva posibilitatea de a interacționa cu consumatorii și de a promova vinul și mult m-a ajutat târgurile organizate în diferite sectoare a orașului Chișinău și mergeam de fiecare dată. Pentru a obține proprietăți olfactive și gustative pronunțate, antreprenorul susține că are câteva secrete. Culege strugurii cât mai târziu și păstrează vinul la temperaturi joase pentru a evita tratarea acestuia cu cantități exagerate de sulfiți. Toate vinurile care sunt produse sunt din cules târziu. A doilea este aspect, la întreprindere nu am pres și nu am teasc. Produc toate vinurile numai din răvac, aceea tot și numai și se scurge. Celălalt nu lucrez cu el. A treilea aspect este vara, când se încălzește, atunci pentru a păstra vinul se adaugă mai mult anghidrid, așa numit, dioxid de sulf. Și totodată când se încălzește aromatica se evaporă. Să duci și zi de zi cam pierdem din aromatică. Pentru a evita aceste două momente, eu vara pompez vinurile în frigider și le păstrez la minus 3 grade. Scopul fiecărui antreprenor este de a face vinăria atractivă, să demonstreze specificul și unicitatea întreprinderii. Oenologul se arată deranjat că după atâtea eforturi depuse, există probleme la piața de desfacere, componenta comercial-economică fiind dominată de partea politică. Sunt încă multe, multe aspecte care merită încă de gândit, dar a afectat mult și piața. Acele mesaje care erau și piața Rusiei care a venit, produsele moldovenești, ba sunt acceptate, ba sunt respinse și până ziua de astăzi nu pot înțelege, pentru mine nu este clar de ce produsele produse în Republica Moldova, dar fiind din Găgăuzia sau fiind din Transnistria, sunt acceptate fără nicio problemă în Federația Rusă, din celelalte întreprinderi care cu un renume sau cu o tradiție de lungă durată, ele cumva sunt supuse sub alt aspect, sub altă lupă sunt privite și niciodată n-am înțeles de când s-a început, de prin anii 2003, de când Onișnicu a spus cu vinurile moldovenești poate de vopsit gardul, a fost o ofensă și pentru mine personal, pentru toată ramura. Este, cred că undeva un mai mult politic, sunt mesaje greu de înțeles. Aproximativ 85% din volumul de vin produs este comercializat în 63 de țări ale lumii, plasând vinul printre cele mai importante produse de export din economia moldovenească. În prezent, peste 70% din vinurile îmbuteliate sunt exportate în țările Uniunii Europene, Asia și America de Nord. Uniunea Europeană cred că este corectă direcția. Și dacă este direcția Uniunii Europene, Uniunea Europeană deja are standardele, are instrumentele necesare de a ne face și pe noi să fim ca Uniunea Europeană. Și dacă așa, eu gândesc că noi mergem pe calea corectă. Cu cele peste 128.000 de hectare de plantații viticole, Republica Moldova ocupă întâietatea mondială la densitatea acestora în terenuri agricole, iar fiecare sticlă de vin moldovenesc cumpărată generează direct sau indirect venituri pentru fiecare al patrulea om apt de muncă din Moldova, adică pentru peste 200.000 de oameni. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu pierdeți principalul buletin de știri de la ora 18.30, prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Urmează datele meteo.
Potrivit prognozei meteorologilor, astăzi, 9 ianuarie, se așteaptă ninsori la nord și la Poviță în centrul țării. Vântul suflă din sud-est, iar presiunea atmosferică este ridicată. 2-3 grade se înregistrează în partea de nord a țării, în centru sunt 3-6, iar maximele ating la sud 7 grade Celsius. Temperatura medie în capitală este de 7 grade și sunt prognozate ploi. Trecem în regiune. La București sunt 11 grade, la Iași 7, iar la Chiev se înregistrează minus 1 grad. La Roma sunt așteptate 16 grade și averse pe parcursul zilei. La Atena, aceeași temperatură cu cer senin. La Paris sunt 9 grade și plouă. 8 grade sunt la Londra și la Bruxelles. La Berlin se înregistrează 9 grade și averse pe parcursul zilei, iar la Madrid vor fi 13 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, așa arată vremea potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat.